dacă ați observat acolo două amănunte extraordinar de importante. Extraordinar de importante. Petru, în primul rând, zice lui Iisus Hristos în felul următor. Dacă ești tu, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Iar a doua rugăciune pe care o face Petru este următoarea. Doamne, scapă-mă! Dar întâi zice lui Iisus, Doamne, poruncește-mi! Și după aia scapă-mă! Ceea ce pentru noi este o logică și o normalitate, că noi întâi trebuie să ascultăm de poruncile și învățăturile Domnului și după aia să strigăm, Doamne, scapă-ne! Nu invers. Doamne, scapă-ne, dar noi ascultăm doar de noi. Și rămânem tot cu acolo. Ce e nădejdea noastră, inima noastră, sufletul nostru, până atunci, cum spunem noi? Să se ancoreze în El, în Domnul Iisus Hristos. Nu eu, nu noi, că vedeți. Domnul are metode să ne învețe cine suntem cu adevărat. Și fiecare cred că avem povestea noastră și experiența noastră. Să nu-L punem pe Domnul în situația să ne falimenteze viața. Să nu-L punem pe Domnul în situația. Că atunci când El vrea să-ți arate cine ești și cine sunt, și fratele nu are experiența asta și Dumnezeu ne ferească. Dumnezeu poate să facă lucruri. Eu știu lucrul acesta. Când eram în deal, când eram în vârf, da? Ca Domnul să mă învețe ce înseamnă cine-s eu și cum mă voi descurca dacă mă va lăsa El pe proprii mele puteri, am stat 3 ani de zile aproape în pat. Medicii n-au știut ce am. M-am speriat cu toții, nu mi-au dat prin diagnostic. Iar după aproximativ 3 ani de zile, când i-am spus Domnului, ca și David, îți mulțumesc că m-ai smerit ca să învăț îndoielile tale, Domnul din nou m-a văzut. Mă spune, să nu-L ispitim pe El. De cele mai multe ori se întâmplă ca El să intervină în viața noastră și să ne oprească El, pentru că ne iubește și nu vrea să ne piardă. Da? Și Dumnezeu să ne ajute să ne punem în nădejde la El. L-am primit în inima noastră. Îl avem în inima noastră. Dar îl avem acolo ca noi să rămânem în ascultare de El. În ascultare de El. Și mai este un aspect și cu acesta mă opresc. Că să-i punem încrederea în El de data aceasta. Numai inima noastră trebuie să lipească de El, dar și mintea noastră. Dați-mi voie să vă spun un amănunt pe care dumneavoastră cum ați să știți. Este faptul că mintea noastră niciodată nu va putea gândi voia Domnului, cuvintele Domnului, învățăturile Domnului, până în mintea noastră nu suntem preocupați să băgăm acolo cuvântul Domnului. Da, este important. Amin. Mintea noastră nu poate să aspire la încrederea în Dumnezeu în cursul acesta al vieții, atâta timp cât înăuntru nostru nu avem cuvintele.